Petrolul are un mare avantaj în a atrage un arab. Se cheamă Petrolul. Este convingerea lui Daniel Capră, patronul grupării ploieștene. Într-o discuție cu fanii echipei, dar și prin declarațiile date presei, acesta a dezvăluit că există interes din partea unui personaj din lumea arabă care să investească la Petrolul. Șeicul este atras de brandul puternic și chiar de numele echipei, fiindcă desfășoară afaceri în industria petrolului. Capră spune că vrea o investiție masivă în centrul de copii și juniori, dar și în transferuri. Totul pentru a duce Petrolul la un alt nivel. În acest sens, el a desemnat un om din cadrul clubului să caute oameni de afaceri, preferabil din Europa, interesați să contribuie la un proiect pe termen lung și cu performanțe. Dan Capra este dispus să lase până la 30% din acțiuni celui care vrea să bage bani, dar să aibă răbdare în dezvoltarea clubului. Găsirea unui om cu bani care să vină la Petrolul este de mult timp pe ordinea de zi a patronului Găzarilor, iar faptul că la nivelul primăriei Ploiești se vorbește despre sistarea premierilor până la finalizarea anchetei DNA a pus și mai mult în gardă conducerea clubului.